Seara, prieteni, bine ați venit la un nou vlog, prieteni. Ia uitați, prieteni, ce pregătim. Ia uitați ce pregătim aici. Aici. Ce sunt astea? Ce sunt astea? Bogoșele turcești. Uite că... Luminița le pregătește aici, cu benița, fac o prăjitură, un desert. Era focul mare, acum e bine. Ne spui și nouă rețeta la gogoșele turcești? Mâine. Acum am chef. Mănânc. De ce ești o praznică, Denisa? Mâine spun. Acum mănânc. Vrei să aleg data de băteză? Nu, nu, mele bine. Sperau că mi-ai ținut. Caca, faină. Ia, aici e compoziția lui Denisa, ce ne-a făcut aici, gogoș? Ponen, nu vă băteți acum. Vorbiți și voi românești, fac și eu vlog. Hai, paleta! Hai că mergem dincolo la e bătrân să vedem ce fac. Unde sunt? Ce faceți? Stăm la odină. Unde? Aici, pe pasă, odinesc un pic. Am făcut toată ziua treabă. Am muncit acolo în grădină, că unde am gătit atunci și ne-a spus oamenii că n-am gătit bine acolo. M-am de atunci, dar a fost așa. Câte comentarii sunt la clipul acela, am văzut că ați zis că gătim în mizerie. Mă, puierea alea mi le-a dus în dubă. Într-adevăr, chiar era mizerie acolo, dar na. Ieri a cadut sără lemnele, atunci le adusără, atunci le aruncară și așa am aruncat acolo, nu mai le-am ușezat, că am avut treabă. Să muncim, să mâncăm mai mult, că veni să rudele, neamurile, să facem sărbătoarea. Și noi care să făcea. Ca toată lumea, ca toți oamenii, să ne vadă lumea, să ne vede neamurile, să ne vede mosafirile, să ne vede din străinătate, din Românie, din toate județele. Da, nu știm că ne polecrescă chiar așa. A, bă, na, n-ai ce să polecrește, să ne polecrește. Chiar era mizerie. Trece și asta. A zis ei mai multe, dar minte asta, două, trei cuvinte. Lasă că nu-i nimic. Le mulțumim pentru cuvintele astea. Da. La toată lumea. Și ce de aia nu mai pot obosi. Obosi, că lucrai toată ziua, mai spălai la vasă, mai dai la porci, mai dai la găini. Eu nu mai am găini cu le tăiai. Să văd ce mai zici și ce mai comentezi acum. Dar nici că mai cresc găini. Le-am băgat la ladă. A? Le-am băgat la ladă. Da, le-am băgat la ladă să le mănânc pe postul Paștelui. Așa, că mie nu-mi plăcea când mergeam acolo în curte. Da, mă, trebuie să-ți place să fii gospodar, să ai orice. Nu cred. Să are omul orice în curte, să aibă vite, să aibă cai, să aibă porci, să aibă vaci. Să aibă cai, să aibă oi, să aibă câini, să aibă... Oh, prea multe. Toate modele în curte, ăla e om. Așa se face averea. Nu să stăm așa, hai, că facem treabă. Trebuie să aibă toate în curte, ca să fii om gospodare. Așa, cum vrei să fii gospodare? Nu știu. Nu vrei să te dezgospodărești. Așa, să fii gospodar. Nu descobodai. Așa se face treaba. Așa făcea mai bătrân de mult. Adunau și una și alta de s-a făcut oameni toată lumea. Toată lumea eram săraci de mult. Toți și români eram săraci, pârliți. Și țigani sărau pârliți. Și maghiari și unguri și... ursarii și toți, acum toată lumea s-a îmbogățit.
iar am bogățit, iar am sărăcit. Și așa tot e. Așa, tot așa. Și fiecare la rândul lor, maică. N-ai văzut că te unul sărac n-are pămăligă să mănâncă, că așa zice Dumnezeu de sus să fie. A, și sărac ce și bogat. Mă duc să văd ce mai fac fetele alea acolo, dincolo. Nu e. Dar voi ați pus aluatul în pungă? Da. Păi de ce? Deja cu tigă, tigă, n-am dat. Ca așa. I-ai dat prieteni? Dar nu știu cum aveți și gogușele de astea. Hm? Pe dracu. Ești cam supărată, de ce nu ți aveți și bine? N-am pungă și o de aia. Prieteni, revenim cu rezultatul final. Am revenit aici cu bunicuța, da, cu bunicul, cu Denisa, cu Luminița, cu bunica și cu mine pe spate aici. Da. Și fiți atenți aici ce avem. Gogoși bune, foarte bune. Foarte bune, păi tu nimeni ai gustat. Nu mai are să precepe, ia? E pește? O să trebuie să-l mănânc eu. Mama, păi când, dacă am mâncat asta... Da, la noi pește, la-i pui de pește. Pui de pește, da. Măi, Ioane, când ai mâncat 3 zile nu mai mănânc nimic. Atâta e de mare, uite-te așa. Ia mănâncă, ia vezi. Are un kil, ia. Ia să venim, gustăm și noi una. Oh, mamă. Ăsta ce-i, caracatiță? Bem da. Da, e foarte bun. E foarte bun, e foarte bun. Foarte pufoasă, foarte pufoasă. Mamă, ce bun e! Mamă! Uite ce mă simți de bine! Ia mai dă să mai iau 5-6. Ia dă și nouă, să mai luăm și noi. Dar nu se mănâncă cu mâna. Și cu ce se mănâncă? Cu picioarele? Lasă ca așa, pune babă, nu mai umbla cu... Adă-ne furculiță. Și că nu se mănâncă cu mâna, păi cu ce se mănâncă? Asta mâna, asta e furculița. Am zis cu piciorile. Tu vrei ce e gogoașa mea? Lasă-mă să mănânc eu. Și că mie îmi place de mâncă mă zi. Dă-mi-vă, dă-mi-vă. Mamă, dar ce ai aici pe deget? Nu tu. Nicolien, ia. Ia, bunico. Mulțumesc. Ce facem aici? Ne batem joc de bun. De la fata aia. Mănâncă fata, nici nu știu cum te cheamă. Fata aia. Bă, ce mănâncă? Mănâncă și du-te acasă. Mamă, Doamne! Ogonești? Până la Paște nu mai deși amâncăm. Ha, bunicu, ți-o ogonești? Da, poți să duc acasă, că așteaptă bunica. Ăștia se numesc turcești. Europa, da? Nu veni să face o gogoșină cu Geniță. Gogoșele turcești. Geniță, dă-i apă la mulți, Geniță. Dă-i apă. Ăștia se numesc gogoșele turcești. Da. Mamă, ce bune sunt. Oavă de câță. Da, oavă de câță. O delicioșenie. Dar cine le-a făcut? Denisa asta e foarte talentată. Trebuie să o ducem la MasterChef. Dacă ne urmăresc bucătarii de la MasterChef, mergem la MasterChef. Eu, Denisa și bunicuța Zână. Deci am mai fost să știi rom la MasterChef. Nu știu de ce nu te duci și nu te interesezi. La MasterChef. Și pe mine mă lăsați acasă. Să faci o varză de aia. Mamă, e primul întâi. Unde? 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 MasterChef. Ce aia MasterChef? MasterChef. MasterChef la televizor. Ah, acolo? Da. Mă bag în televizor acum? Da. Unde este Rătescu? Nu mai mă bag în televizor. Nu, nimic nu fac. Stă numai la vasă, la oală, la porci, la tobă. Stau la porci și la... Dar nu mai avem Nutella. Mai pune și tu pe ele. Nu mai pune. Vrea duce. Ba, pune, pune. Facem diabet. Nu lasă-l aici, că îmi pun eu după. Nu, dacă vrei, nu, iei gogoașa așa și urmă-i toată aici, uite. Și dacă vrei să mănânci Nutella, și mănânci Nutella.
Nu pot să-l înțeleg asta. Nu e nimic. Nu e nimic. Românii ne bârfesc și vorbesc de rău de noi. Pune pe doamna asta. Românii de ce ne bârfesc? Nu ne bârfesc, bunicu. Au zis adevărul ce a fost acolo. Păi chiar era mizerie. Într-adevăr era mizerie. Dar acolo avem noi unde gătim, unde tăiem porci, unde stă găinile, unde trebuia să stăm. Să gătim aici, în curte? Ba da. Ei n-au văzut că avem și noi în toată curtea marmur și doar acolo n-avem marmur. Trebuia să dai afară roabele alea, să le pui acolo în drum și în să faci loc. Să-mi dă da. Poliție, să-mi dă amendă. Ca să fie curățenie, asta e. La... Lăsăm comentariile răutăcioase deoparte și până una alta... Nu știu, nu ne interesează să nu mai vorbim răutăciuni. Gata, mâncăm și ne vedem de viața noastră. Fiecare cu plăcere. Până una alta mai mâncăm o gogoașă din asta, da. Că e prea frumoasă. Mănâncă și tu o gogoașă. Mănâncă pe bloc. Mănâncă pe bloc, uite, mănâncă. Ia mănâncă, moșule. Fără ciocolată să nu facă diabet. Bagă, moșule, cu ciocolată. Foarte bune, foarte bune. Fata asta trebuie să meargă la televizor. Mamă, delicioasă sunt. Trebuie să meargă la să televizor. Să trăiești, domnișoare. Când ți-ai duce la soacră ăsta să-i faci numai pungi de gogoș. Numai pungi de gogoș să-i alo, face. Eu zic la televizor, nu la oare. Numai să se ducă când ai mărita. Numai gogoș, maică, să faci cu postăvile acolo. Ce să facă? Gogoș cu postăvile, cu ligianele. Da, faci. Da. Aveți și foarte bune. Dar nu mai ține pe mine că nu mă mănânc. Însă ce? Să te vadă fanii aici. Nu mai pune atâta cremă, că el îți vine rog mai mult. Uite ce am pe mine. Nu mai pune. Aaaa, m-am pus. Iau, iau. Nu, doar că e că e scobitoarea mea. Ionel ajunge. Nu. Dar cine mănâncă ăsta, mă? Bag-o acum. Nu, nu mănânc eu așa. Mănânc-o. E papagal. Mănânc-o. Nu, mâncați-o voi, hai. Prea mult unsoare de asta pe ea. Atâta cremă de aia. Gata, prieteni, punem și noi stop la acest clipuleț. Vă pupăm și vă dorim o seară minunată. Nu uitați să ne urmăriți în continuare. Revenim mâine cu pizza de casă. Cu blat așa de 3 metri, cu fos. Revenim cu multe detalii. La revedere, o seară minunată.